Dragii mei, abia ce mă reacomodez aici pe plaiurile românești, abia ce am sosit, atenție, este 29 noiembrie 2022 și mi-am reluat locul aici în sătucul meu din Negrești, județul Neamț. La noapte, știți, să puneți grâul la încolțit, pentru că mâine este Sfântul Andrei, Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Am aflat că deja am foarte, foarte multe vizite și mâine, și poimâine, și toată luna decembrie sunt deja programate. Așadar, vă rog să vă informați când puteți ajunge la mine, cum ne putem întâlni și împreună să putem petrece clipe minunate. Deci răspund prin acest fel celor care au întrebat dacă voi fi aici, în satul meu din România. Da, prieteni, voi fi toată luna decembrie și până, știu eu, spre 10 ianuarie. Apoi să-i mai rog pe cei care își revarsă fel de fel de gânduri rele să se abțină. Este o perioadă în care toată lumea trebuie să fie bucuroasă și mai ales cei mici trebuie să privească această magie a Crăciunului așa cum se cuvine. Sunt aici spiridușii, sunt elfii, totul este frumos în sătucul meu, este totul de poveste. A și nins un pic și urmează să mai ningă pentru că am adus din Laponia cu mine și zăpada. Așadar, vă aștept, sunt aici și sunt al vostru, dragi prieteni, cei care știți să gândiți frumos și pozitiv. Vă așteaptă moșul! Ho, ho, ho!